2020 nu avem această posibilitate. Deci ne este foarte clar că nu avem nicio soluție pentru următorii 6 ani. Planul de mobilitate urbană durabilă a orașului este elaborat până în 2030, cam asta este previziunea, și de asemenea, tot acolo, primăria a fost cea care a ales soluția de tramvai. De aceea, cred că este o inconsecvență totală între ceea ce discutăm cu specialiștii, ceea ce analizăm și ceea ce declarăm în public. Cred că am solicitat foarte clar să avem o dezbatere publică legată de acest plan de mobilitate urbană durabilă a orașului, să vedem într-adevăr care este soluția cea mai bună vis-a-vis de fluidizarea traficului și de modul în care putem să realizăm aceste conexiuni între cele două capete ale orașului, dacă este nord și est, între vest și est. Toate aceste aspecte trebuie, cred eu, să le avem în vedere.